girl, no makeup. If I seen her, would think she was made up. Is that part of us to walk or is that part of the sun goes down? Sus canderas la vi caminar, un cuerpo como ninguna, bueno y tala. Yo le doy lo que le gusta, la tumba temblar, bailando lo oscuro, palmas volando. Era un mundo de manga, Mary. Era simonio. Que quiero la noche entera, sabes, sabes lo que quiero la noche entera, la noche entera. Victoraș Temciuc, un băiat de 9 ani, împreună cu fratele său mai mare, Temciuc Maxim, care are 11 ani, și alături de frumoasa domniță de 10 ani, Daniela Musteață, au decis să se unească în trio pentru a cânta piesa Lendo Calendo de Dan Balan, Brasco și Dan Evander. Au făcut cunoștință la studioul muzical coregrafic Picături Muzicale și din acel moment au devenit prieteni buni. Merg pe același drum și toți împreună își doresc să devină stele mari. Au participat în mai multe proiecte naționale ca Stele în Oglindă, TV Star, Ring Star și Our Hearts. Daniela și Victoraș s-au evidențiat având rolurile principale de prinț și cenușăreasă la balul cenușăresei. Ei sunt și adevărați actori, așa cum s-au filmat în povestea muzicală Bâza Bâzâita. Ce bine! Ne vom odihni în fine! Partea
dreaptă, pe noi mare ne așteaptă. De asemenea, la proiectul Stele în oglindă, Victoraș Timciuc a avut mare ocazie de a cânta alături de Adrian Ursu. Iar Daniela Musteață împreună cu Mariana Mihailă. Conducătorul artistic, doamna Iulia Sandu, organizând proiectul Our Hearts, le-a dat posibilitatea ca majoritatea copiilor din studioul muzical Picături Muzicale să cânte pe aceeași scenă cu 22 de vedete a estradei naționale. Aici, desigur, au cântat și Victoraș Timciuc, Maxim Timciuc și Daniela Musteață. Ei sunt convinși că prietenia lor le va ajuta să ajungă pe culmele succesului. Bine v-am găsit, prieteni! Gurinel TV știe cum să descopere și să crească noi talente. Dovada este și emisiunea Nou Talent la Gurinel. Sper să fiu o gazdă bună pentru oaspeții mei. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Când mi s-a propus să moderez această emisiune, am fost foarte bucuroasă, dar și emoționată. Deodată am deschis internetul, am răsfoit emisiunile anterioare și am hotărât că anume voi sunteți cei care merită să reveniți în acest platou. Am fost uimită de faptul că am văzut un număr mare de like-uri la o piesă care ați cântat toți trei, Lendo Calendo, pe o rețea de socializare. Lumea vă iubește, lumea vă știe, vă apreciază, sunteți noi talente, noi vedete care trebuie promovate. Cum vă simțiți voi? Credeți că sunteți deja vedete? Vedete? Ne bucurăm că ne numiți vedete, dar să știți, noi muncim foarte mult cu profesoara noastră de canto. Noi încercăm nu doar să cântăm bine, ci să transmitem un mesaj atunci când suntem pe scenă. Și mâinile, și corpul trebuie să transmită emoții. Trebuie să simți și caracterul muzicii și melodicitatea ei. Ce cuvinte sofisticate folosiți voi! Mesaj, muzical, caracter, melodicitate. Sunteți adevărați artiști! Ei, mie nu întotdeauna mi se reușește mișcările așa cum trebuie, dar eu mă strădui. Când cântăm în trei, cu Victor și cu Dana, trebuie să ne simțim unii pe alții. Trebuie să fim un tot întreg, ca un ansamblu. Bănuiesc că învățați să fiți artiști la studioul muzical coreografic Picături Muzicale și vreau să știu ce faceți voi acolo, cu ce vă ocupați, mergeți toți trei la ore sau fiecare în parte? Noi avem și ore individuale, unde învățăm să deschidem gura corect, cum să respirăm, cum să ducem sunetul corect. Când melodia este grea, chiar dacă cântăm în trei, noi trebuie să facem ore fiecare în parte. Când fiecare își învață bucata sa, noi ne întâlnim și repetăm împreună. Atunci învățăm și mișcările. Succesul se obține foarte greu, deja v-ați convins și voi că trebuie multă muncă, multă repetiție, dar mă interesează când v-ați simțit voi pentru prima dată vedete, printre copilașii de vârsta voastră. Eu când am intrat în clasă, toți colegii mi-au spus că sunt vedetă. Prietenii mei de la școală vreau să facă poze cu mine. Și eu am făcut poze și învățătoarea mi-a zis că m-a văzut la televizor. Eu sunt curioasă cum a apărut la voi piesa Lendo Calendo. Eu cu Max am găsit piesa pe internet. Mie îmi place Dan Balan și vreau să ajung așa de vestit ca și el. Eu vă doresc mult succes să ajungeți așa ca și Dan Balan, dar știu că ați mai participat la câteva proiecte mari împreună cu stelele estradiei naționale, ați participat la Stele în oglindă și chiar ați participat la proiectul meu de la Gurinel TV, la TV Star. Vreau să vă întreb, băieți, cu cine v-a fost mai ușor să lucrați? Cu Adrian Ursu sau cu Igor Sârbu?
Noi întotdeauna ne place să cântăm alături de vedete, dar avem și emoții, pentru că ieșim pe scena mare și ne vede toată lumea. Dar să știți că mie îmi plac ambele proiecte și de-abia aștept să mai cânt din nou cu artiști cunoscuți. Dana, dar pe tine te vede multe ori împreună cu Mariana Mihailă la diverse concerte și chiar la proiectele care acum vorbim, îți stă foarte bine alături de ea. Sigur că ne potrivim. Eu doar sunt oglinda Marianei Mihailă. Sunt foarte fericită când mă cheamă să merg cu ea la concerte. Aveți atâtea concerte, bănuiesc că aveți o garderobă mare acasă unde țineți aceste costume frumoase. În emisiunea anterioară știu că ai adus ținutele tale și le-ai arătat tuturor cum sunt ele. Să știi că eu doar admiram doar vestimentația artiștilor din Hollywood. Eu am multe costume, dar cel mai nou este costumul în care am cântat cu Igor Sârbu la TV Star. Apropo, hai să vorbim despre piesa cu care ați cântat Igor Sârbu. Piesa se numește Ah, fetele. Despre ce fete cântați? Spuneai că îți place de Dana. Mie și acum îmi place de Dana, dar acolo cântăm despre alte fete. Pentru Dana am altă piesă, care se numește Ea este Dana. Eu sunt curioasă să o aud. Plăcere! Foarte energic. Dar vreau să-l întreb și pe Maxim. Știu că ai și tu acolo o domniță care îți place.
Mie îmi place de Katia, dar deocamdată nu am o melodie specială pentru ea, dar totul e înainte. Înseamnă că piesa Lendo Calendo se dedică tuturor fetelor. Vreau să vă întreb, ce planuri aveți cu această piesă Lendo Calendo? Noi vrem să facem și un videoclip la Lendo Calendo, doar trebuie să-i cerem voie lui Dan Balan. Da, vreau ca și melodiile noastre să aibă succesul lui Lendo Calendo, să fie așa vizualizate pe YouTube și să devenim foarte vestiți. Noi vrem să cântăm cu Dan Balan și să ajungem la fel de vestiți ca și el. Să știți, băieți, că succesul vă este garantat. Traiectoria voastră artistică este foarte interesantă. Eu o să vă urmăresc și în continuare. Și cum vă scoateți pe piața muzicală o piesă nouă, imediat vă invit aici la Nou Talent Gurinel ca să vă lăudați. Eu vă doresc succes și să aveți poftă de muncă. Mulțumim! Dar pe voi, dragi prieteni ai emisiunii Nou Talent la Gurinel, vă aștept tot aici ca să descoperim și să creștem noi talente muzicale. Pa, pa!